ziua. Niciuna vă să vede. Stimate domnule director, profesor Emil Ceaban, stimate ședinte director al școlii doctorale, domnul profesor Liniașa Tebraț, stimate domnule academician Stanislav Gropa, stimați domnul profesor, conferențiari, colegi, stimate audiență, declarăm deschisă ședința Comisiei de Doctorat de astăzi, 17 mai 2023, instituită prin decizia Consiliului Științific al Consorțiului Universității Nicolae Tesfințeanu și instituțiilor fondatoare de doctorat din domeniul științelor medicale, numărul 35, din 1 decembrie 2022, cu privire la formarea Comisiei de Doctorat pentru susținerea tezei de doctor în științe medicale. Componența Comisiei este următoarea. Președinte, subsemnatul, membri, Moldovanu Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomir German, conducător științific. Stanislav Gropa, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al Academiei de Științe din Moldova, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesfințeanu, Catedra de Neurologie numărul 2. Secretar Zota Iremei, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, Catedra de Neurologie numărul 2. Referenți oficiali. Salutăm pe domnul academician Lacusta Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Catedra de Medicină Alternativă și Complementară. Rotaru Lilia, doctor în științe medicale, conferențiar cercetător, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie, membru al Comisiei de Îndrumare. Și domnul doctor științe medicale, profesor universitar Falup Picurăliu Cristian, Departamentul Neurologiei, Universitatea Transilvania din Brașov, România, lui este, se conectează online. Deci, ordinea de zi a ședinței de azi. Susținerea publică a tezei de doctor în științe medicale a doctorantei Gărliuc Olga la tema efectul stimulării cerebrale profunde asupra tulburărilor de mers și postură la pacienții cu boala Parkinson. Conducătorul științific al tezei este domnul profesor Moldovanu Ion, conducător științific prin cotutelă, profesorul Günther Deuschel, doctor habilitat în științe medicale, profesor senior de la Universitatea Christian Albrecht din Kiel, Germania. Dumnealui nu este prezent fizic la această ședință, dar a confirmat că am primit un aviz din partea dumnealui, în care a confirmat că teza este o cercetare științifică finalizată, originală, elaborată în baza cercetărilor proprii și că este de acord dumnealui ca susținerea să fie efectuată în cadrul comisiei actuale de doctorat. Este necesar de menționat că procedura de susținere de azi derulează conform regulamentului nou. Deci toți cei care apar în lista comisiei de doctorat sunt prezenți și probabil că acceptăm ordinea de zi a acestei ședințe. În calitate de președinte al Comisiei de Doctorat, confirm că în dosarul pretendentului se regăsesc toate actele necesare
iar acestea corespund cerințelor regulamentului Consiliului Științific al Consorțului Școlii Doctorale în domeniul științelor medicale. Este dimensionat că au fost respectate cerințele referitoare la credite, publicații și prezentări științifice legate de tema tezei, conform programului de doctorat. Au fost realizate verificările necesare pentru a identifica eventuale similitudini, ajustările ulterioare fiind realizate în cazul în care au fost necesare. Fapt ceea ce permite susținerea publică a tezei în ședința de astăzi a Comisiei de Doctorat. Acum vă prezint informația referitoare la pretendentul la titlul științific. Gavriluc Olga a absolvit Facultatea de Medicină numărul 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimțeanu în anul 2014. A urmat apoi rezidențiatul timp de 3 ani la specialitatea neurologie la Catedra Neurologie 1, baza clinică fiind Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German. În anul 2017 a fost admisă la școala doctorală a Universității Nicolae Tistimțeanu. În anii 2018-19 a făcut un stagiu de cercetare timp de un an la Universitatea Christian Albrecht din Kiel sub îndrumarea profesorului Deutschel. Doamna Gavriluc, de asemenea, a participat la mai multe școli de instruire, școli științifice de neurologie, la numeroase congrese internaționale și naționale. Posedă fluent limba română, alături de limba română și engleză, germană și rusă. Este membru activă a Academiei Europene de Neurologie, a Societății Internaționale a Bolii Parkinson și autor tulburări de mișcare și a Societății Neurologilor din Republica Moldova. Deci la tema tezei actuale are elaborate 6 articole originale publicate în reviste cu factor de impact, 4 dintre ele sunt prezente ca prim autor. 2 articole în reviste științifice din Republica Moldova, 4 rezumate la conferințe internaționale, 3 comunicări orale la foruri științifice internaționale, 3 comunicări orale la foruri științifice naționale. De asemenea, posedă un certificat de inovator, a implementat rezultate a 3 acte științifice, are 2 drepte de autor. În același timp, este executor într-un proiect din cadrul programului de stat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid German. Deci, doamna Gavriluc are un număr impunător de citații. Actualmente, în bază de date Scopus, are 41 de citații, inclusiv 9 în anul 2023 și indexul Hirsch în această bază este destul de impunător, este 4. Pe parcursul studiilor în cadrul școlii doctorale a obținut mai multe distincții, 6 distincții, printre care și diploma de onoare cu prilejul Zilei Internaționale a Femeilor și Fetelor din domeniul științei, acordate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în anul 2023. De asemenea, diferite diplome de onoare, burse de excelență, diploma locul întâi la Congresul Medespera și la Congresul la conferințele științifice anuale. Și acum dați voi să ofer cuvântul pretendentului care până la 30 minute își va expune materialul prezentat pentru susținerea tezei menționate. Vă mulțumesc! Bună ziua, mult stimat prezidiu, mult stimat academician Gropa, mult stimat academician Lăcustă, stimați referenți, stimați membri și toți cei care au acceptat astăzi să vină, mult stimate domnule rector. Vreau să prezint pe scurt rezultatele pe care le-am acumulat timp de 6 ani fiind studentă doctorandă în cadrul școlii doctorale a Universității Nicolae Tistimțeanu. Tema este tulburărilor de mers și postură la pacienții cu boală Parkinson. Și anume, despre ce merge vorba? Stimularea cerebrală profundă a nucleului subtalamic este un tratament bazat pe dovezi pentru pacienții cu boală Parkinson care au fluctuații motorii și dyskinezii.
iar ameliorarea cu 33% pe scala Jupiter-Ars 3, ca răspuns la levodopa, prezice un rezultat pozitiv, adică pacienții sunt eligibili pentru DBS. Înghețarea mersului este o tulburare de mers episodică, frecvent întâlnită la acești pacienți, frecvența căreia crește odată cu avansarea în boală și le reduce semnificativ calitatea vieții. La fel și tulburările de postură, cum sunt cantocurmia, cum este sindromul PISA, ele reprezintă o cauză cunoscută de dizabilitate funcțională, iar uneori sunt chiar mai deranjante decât simptomele de bază ale bolii. Deși DBS-ul, adică stimularea cerebrală profundă, arată rezultate foarte bune pentru simptomele bolii Parkinson, cum este bradikinezia, cum este rigiditatea, cum este tremurul, pentru tulburările de mers și postură sunt părerile împărțite. Și eficiența acestei metode de tratament în studiile clinice pare a fi controversată și nu pe deplin elucidată. Deci, din această cauză, scopul fundamental al acestui studiu a fost de a investiga și de a evalua efectul intervenției neurochirurgicale de stimulare cerebrală profundă a nucleului subtalamic asupra acestor probleme, cum este înghețarea mersului și cantocurmia și sindromul PISA. Pentru aceasta, ne-am propus câteva obiective. Deci, discrepanțele și contrazicerile în studiul despre efectul stimulării cerebrale profunde asupra acestor simptome, care de fapt se datorează faptului că sunt foarte complexe și foarte greu de a fi examinate în clinică, au servit drept cauză pentru formularea obiectivelor principale ale cercetării noastre. Și anume, ne-am propus să alegem o metodă pentru evaluarea obiectivă a acestor fenomene, pentru evaluarea obiectivă a fenomenului de înghețare a mersului și să caracterizăm tulburările posturale printr-o metodă care măsoară cu precizie unghiul de deviere posturală. Ulterior, având la îndemână astfel de instrumente, putem să investigăm efectul acestei intervenții neurochirurgicale asupra pacienților înainte și după intervenție. În același timp, ne-am propus să analizăm prezența unor factori predictivi pentru estimarea ameliorării acestor simptome după DBS. Pentru că întrebarea foarte multor pacienți este: da, am bradikinezie, am rigiditate, am tremor. Îmi propuneți intervenția de stimulare cerebrală? Da, dar va fi ea eficientă pentru simptomul meu de înghețare a mersului sau pentru tulburările posturale? Aici răspunsul este mai greu și ne-am propus să ne găsim careva factor care ar putea prezice și ar putea răspunde acestor pacienți. Deci, materiale și metode. Studiul este unul analitic, retro și prospectiv de cohortă, pentru a urmări efectul stimulării cerebrale profunde asupra tulburărilor de mers și postură la pacienții cu boală Parkinson. Evident, fiecare pacient a semnat un acord informat, toți pacienții au fost adulți și boala Parkinson era confirmată după criteriile Brain Bank. Efectuarea de intervenție de stimulare cerebrală profundă, bilaterală, a fost efectuată tuturor participanților în acest studiu și cu siguranță fiecare pacient a fost supus testului cu levodopa înainte de intervenție pentru a afla eligibilitatea acestui pacient, dar și pentru că, per protocol, în clinica din Kiev, fiecare pacient este filmat înainte și după proba cu levodopa pentru a estima efectul acestuia. Dacă proba cu levodopa nu este eficientă, atunci stimularea cerebrală profundă nu se prezice a fi eficientă și nu este recomandată acestor pacienți. Astfel, testul cu levodopa înregistrat a fost
efectuat de două ori înainte de implantarea electrozilor și la prima vizită de monitorizare, care de obicei se face în perioada de 6-24 de luni postoperator, în mai multe condiții medicale pe care am să le explic mai târziu. Pentru a analiza înghețarea mersului, au fost selectați doar pacienții cu itemul 14 pozitiv din scala UPDRS-2. Adică au fost selectați doar acei pacienți care deja menționau că au observat că au acest simptom de înghețarea mersului. Deci dacă să vorbim despre mecanismul stimulării cerebrale, ce este aceasta? Este o intervenție neurochirurgicală. După cum observați în acest desen, electrodul pentru stimulare este implantat în nucleul subtalamic. Uneori poate fi folosită și altă țintă, totuși în studiul nostru am inclus doar pacienți stimulați în STR. Electrodul se implantează prin trepanarea craniului. Atașat la electrod este un fir de legătură care este tunelat sub pielea scalpului și a gâtului către peretele toracic anterior, unde este conectat la acest generator de impulsuri, care de fapt este un generator foarte asemănător cu un generator cardiac. Conceptul de efect al stimulării cerebrale profunde, ca o simplă analogie cu leziunea stereotactică, a fost mult timp considerată ca mecanism de bază. Adică, inhibarea activității excesive în nucleul subtalamic, care este cauzată de pierderea inputului inhibitor din cauza substanței nigra. Cu toate acestea, studiile din ultimii ani sunt foarte interesante și ne spun că cercetarea științifică ne-a dezvăluit o multitudine de alte mecanisme complexe care depășesc cu mult simpla analogie cu leziunea. Știm că DBS acționează prin modularea circuitelor neuronale disfuncționale și are efecte multiple. De asemenea, mecanismul de bază la moment este considerat modularea transmisiei electrochimice. Aceasta poate fi în mod necesar nu numai la locul stimulării, unde se plasează acest stimulator, dar efectul poate fi destul de la distanță și provine din stimularea axonilor din această regiune țintă. Și respectiv, efectul poate fi la o distanță orto sau antidromică de-a lungul acestor căi axonale. Despre aceasta putem vorbi foarte mult, totuși să trecem la cum a decurs studiul nostru. Deci, cum are loc evaluarea preoperatorie, v-am explicat. Toți pacienții se prezintă în clinică și întotdeauna oprim tratamentul antiparkinsonian. Cu 12 ore înainte de testul cu levodopa oprim administrarea levodopei, cu 72 de ore înainte de testul cu levodopa, oprim agoniștii dopaminergici și atunci filmăm starea off, starea cea mai deplorabilă a pacientului. După care se administrează levodopa într-o o doză și jumătate, adică mai mult decât levodopa uzuală, și așteptăm 45 de minute pentru ca pacientul să intre în on. Această stare se numește MED-ON și este filmată la fel ca și prima. Și dacă UPDRS-ul se îmbunătățește cu cel puțin 33%, acest pacient este eligibil pentru stimulare cerebrală profundă. În cazul postoperator, avem 4 mari condiții medicamentoase, pentru că pacientul poate fi în mai multe stări. Dacă se oprește levodopa și agoniștii dopaminergici, pacientul rămâne doar cu stimulator, adică în condiția medicală off-med, on-stim. Dacă oprim și stimulatorul, vedem o stare asemănătoare cu starea preoperatorie, fără medicament. Off-med, off-stim. După care oferim pacientului o doză și jumătate de levodopa și peste 45 de minute, iarăși, vedem efectul medicamentului. Aici nu lucrează stimulatorul, aici lucrează doar medicamentul. După care dăm start stimulatorului, așteptăm 30 de minute și vedem starea medicamentoasă on med, on stim. Adică pacientul fiind atât pe stimulator cât și pe medicament. Aceasta este starea
care de obicei este normală pentru un pacient cu boală Parkinson. Pentru tulburările de mers, deci este clar, în teză abordăm două subiecte mari, înghețarea mersului pe de o parte și tulburările de postură pe de altă parte. Pentru tulburările de mers, noi le-am clasificat în dependență de mișcarea picioarelor care are loc în timpul unui episod de îngheț. Și severitatea acestuia este în felul următor. Dacă nu este freezing, este 0. Dacă pacientul are o glisare cu pașii foarte scurți, primește punctul 1. Dacă are loc tremuratul genunchilor, acum o să arăt video și o să fie mai clar, el primește un puncte de 2 și cea mai gravă stare este akinezia, atunci când pacientul se oprește în loc și nu poate face niciun pas. Și pentru asta primește punctajul maxim de 3 puncte. Toate aceste evenimente le analizăm în câteva situații. Atunci când pacientul inițiază mersul, atunci când pacientul efectuează o manevră de întoarcere la 180 de grade și atunci când merge în spațiu deschis sau atunci când ajunge la o destinație, de exemplu, scaunul. În acest video este prezent, dacă vă uitați, acest pacient. Foarte clar se vede freezing-ul, glisarea cu pași scurți la inițierea mersului, care apare și în spațiu deschis. Aici este un episod de freezing, a fost la... Nu merge chiar din video. Deci aceste mișcări pot fi în mai multe situații și pot fi de diferite tipuri. Și severitatea înghețului este bazată pe această scală. Pentru tulburările de postură, pe de altă parte, au fost determinate două unghiuri pentru devierea laterală. Un unghiul total și unghiul superior al cantocormiei, cum vedeți în figura A și în figura B. Și unghiul de deviere laterală, denumit sindrom PISA. Pentru aceasta a fost utilizată o aplicație pe care noi am dezvoltat-o pe parcursul acestui studiu, care se numește NeuroPosture App. Și cu ajutorul unor fotografii care au fost surprinse din videoclipurile acestor pacienți, noi am măsurat aceste unghiuri în toate cele 6 condiții medicale despre care v-am vorbit anterior. Adică fiecare pacient are câte 6 fotografii. În baza acestor fotografii, cu ajutorul aplicației web standardizate, am măsurat unghiurile în diferite condiții medicamentoase. Deci, proba de mers întotdeauna este înregistrată video. Întotdeauna, pe parcursul studiului, au fost 2 evaluatori orbi care nu cunoșteau statutul medicamentos al pacientului. Fiecare pacient a fost investigat în 2 condiții preoperatorii, off-med, on-med, și în 4 condiții postoperatorii, cu medicație și stimulare pornită sau oprită, după cum am explicat anterior. Deci, pentru că este un studiu retro și prospectiv, în clinica din Kiel, eligibil pentru acest studiu au fost 344 de pacienți. Pentru că 152 nu s-au prezentat la follow-up, am rămas în total cu un număr de 192 de pacienți cu boală Parkinson, implantați bilateral în STN. Și pentru aceștia am calculat, pentru toți acești pacienți, am calculat unghiurile posturale. Pentru a analiza înghețarea mersului, au fost excluși pacienții care aveau itemul 14 egal cu 0 din UPDRS, adică care nu aveau freezing deloc și respectiv pentru analiza tulburărilor de mers au fost investigați doar 124 de pacienți. Și începem cu rezultatele în ceea ce privește înghețarea mersului. Aici, pe scurt, m-am străduit să reprezint toți pacienții cu vârsta medie, durata medie a bolii, vârsta de debut a bolii, cât timp i-am investigat,
și scorurile totale după care am calculat severitatea bolii și severitatea simptomelor ulterioare. În acest slide observați două figuri. Aceste figuri ne ilustrează rezultatele în ceea ce privește situațiile care provoacă înghețarea mersului, deci cele care le-am enumerat. Întoarcerea, inițierea mersului, mersul în spațiu deschis și atingerea unei destinații. Fiecare din aceasta este reprezentată în aceste coloane. Dacă să mergem de la stânga la dreapta, inițierea mersului, întoarcerea 180 de grade, spațiu deschis, atingerea destinației în diferite condiții medicale. După câte putem observa, aceste situații diferă în eficacitatea lor de a produce un episod de îngheț. Dacă privim acest al doilea set de coloane, observăm că manevra de întoarcere la 180 de grade este cea mai frecventă circumstanță de provocare a înghețării mersului și asta se întâmplă în toate condițiile medicamentoase testate în acest studiu. Celelalte situații provocatoare, cum sunt ezitarea la inițierea mersului, ezitarea la atingerea unei destinații, precum și ezitarea în spații deschise, sunt destul de similare la baseline și în starea off medicament. Altfel, în toate celelalte condiții, ezitarea la inițierea mersului este cea mai puțin frecventă situație. Iar figura B aici ne arată frecvența înghețării mersului în situații provocatoare combinate, pentru că foarte rar freezing-ul se prezintă doar într-o singură situație. După cum observați, în 43% cazuri, pacientul are freezing în toate din aceste situații. Deci mesajul aici ar fi, dacă dorim să inducem o situație de freezing în clinică, cel mai eficient este să rugăm pacientul să meargă o distanță de 2-3 metri, apoi să se întoarcă la 180 de grade. Această metodă ne-ar oferi răspuns. Are acest pacient freezing sau nu are acest pacient freezing sau înghețarea mersului? În această figură complicată am reprezentat ceea ce ține despre efectul stimulării cerebrale profunde pentru tratamentul înghețării mersului. În primele două coloane roșii sunt rezultatele pentru analiza preoperatorie în cazul fără medicament și cu medicament și în punctele albastre ne arată severitatea înghețării mersului în patru condiții post-operator. Și rezultatele noastre arată că la 10 luni de tratament cu utilizare de STN, DBS și levodopa are loc o ameliorare în aspectul atât apariției cât și a severității înghețării mersului. Iar intervenția combinată a medicației și a stimulării are un impact mai puternic asupra severității înghețării mersului. Înghețarea mersului se reduce într-un mod similar în toate situațiile provocatoare. Ce este interesant că, în plus, am descoperit un efect puternic carry-over asupra înghețării mersului în protocolul standard utilizat în studiu și ipoteza noastră este că anume stimularea este responsabilă de acest efect, pentru că noi am analizat această situație la pacienții deconectați doar 30 de minute de la stimulator, probabil pentru a observa un adevărat off. Pentru simptomele axiale ar fi necesară deconectarea stimulatorului mai mult de 30 de minute. În calitate de indici de predicție, am ales sarcina de întoarcere, pentru că, după cum am observat, este cea mai eficientă, scorul total de înghețare a mersului și itemul 14 UPDRS. Având în vedere aceste rezultate, a fost efectuată o analiză ROC pentru a calcula puterea statistică cu scop de separare a pacienților ameliorați, pacienții care s-au îmbunătățit cel puțin cu un punct de la baseline off-med până la follow-up off-med on-stim, de cei non-ameliorați. Deci, este important să cunoaștem iarăși aceeași chestie. Dacă pacientul are o ameliorare a UPDRS-ului și este eligibil pentru intervenție, va fi sau nu va fi înghețarea mersului ameliorată
Și răspuns ne dă iarăși manevra de întoarcere la 180 de grade, care ne spune că dacă observăm că în timpul probei de întoarcere la 180 de grade, la testul cu levodopa, pacientul se ameliorează cu cel puțin un punct, șansa ca aceasta să se amelioreze postoperator este de peste 70%. Deci, rezultatele sau concluziile despre înghețarea mersului sunt că metoda de întoarcere la 180 de grade este cel mai sensibil test pentru evaluarea înghețării mersului. Întoarcerea, inițierea mersului, atingerea destinației și ezitarea în spații deschise se îmbunătățesc în mod similar. Intervenția de stimulare cerebrală profundă are același efect asupra înghețării mersului ca și levodopa, totuși, intervenția combinată are un impact mai puternic. Reducerea severității înghețării mersului în timpul întoarcerii la 180 de grade ar putea prezice cu exactitate de 86% acei pacienți cu boală Parkinson care își vor îmbunătăți simptomele după stimulare cerebrală. Și acum trecem la tulburările de postură. Am avut în studiu 62 de pacienți de gen feminin și 130 masculin. Aici sunt prezentate pe scurt datele generale ale pacienților. Și aici, în această diagramă, vreau să zic că doar la acest nivel am apelat și la ajutorul subiecților sănătoși. Pentru că în literatură, la moment, nu există o situație clară despre nivelul de unghi al alinierii posturale la subiecții sănătoși versus boala Parkinson. În această cauză ne-am propus să vedem dacă acestea sunt diferite la aceste categorii de pacienți și în culoare albastră observați subiecții sănătoși, iar postura pacienților cu boala Parkinson este reprezentată în culoare roșie și este reprezentată în diferite decenii de vârstă. Pentru efectul vârstei, deci, s-a constatat o diferență semnificativă la pacienții cu boală Parkinson când se compară deceniile 5 și 7. Asta indicând faptul că deteriorarea alinierii posturale în timp este mai mare la persoanele cu boală Parkinson decât la subiecții sănătoși. Pentru unghiul de cantă cormie superioară s-a identificat diferențe semnificative între persoane cu boală Parkinson și subiecti sănătoși pentru deceniile 6 și 7. Iar pentru unghiul de deviere laterală PISA, s-a găsit o diferență semnificativă între persoanele cu boală Parkinson și persoane sănătoase pentru grupul de vârstă cuprins între 60 și 69 de ani. Întreaga noastră cohortă este foarte greu de analizat, pentru că nu toți pacienții, evident, care au fost incluși în studiu, au avut tulburări posturale. Din această cauză, noi am caracterizat în trei grupuri mari. Pacienții cu postură normală, pacienții cu postură înclinată și pacienții cu postură cu camptocormie. Camptocormia superioară fiind definită de la 30 de grade în sus, camptocormia totală 30 de grade în sus, camptocormia superioară 45 de grade în sus. Și în cohorta noastră, 6% dintre pacienții cu boală, 6,8% dintre pacienții cu boală Parkinson au o camptocormie totală, ceea ce corespunde cu datele respective din literatură, care, din păcate, sunt foarte sărace la moment. Acesta este efectul medicației și stimulării asupra diferitor unghiuri. În dreapta am pus tabelele pentru oricare condiții de tratament pre- și post-chirurgical pentru întreaga cohortă de pacienți și din această cauză nu se observă o claritate și nu se observă o eficiență a DBS-ului. În această cauză, probabil, și studiile precedente sunt controversate, pentru că când se pune în același măsurătoare oameni diferiți, cu diferite unghiuri, nu putem să știm care beneficiază sau care nu beneficiază din stimulare cerebrală. În ceea ce privește aceste tabele din stânga,
Se observă că efectul diferitor condiții de tratament pre- și post-chirurgical asupra unghiurilor de cantocormie totală și superioară este eficient. În ceea ce privește efectul imediat al medicației și al stimulării, am găsit efecte semnificative statistice pentru unghiurile de cantocormie totală pentru întreaga cohortă atunci când am comparat starea off-medicament, off-stimulare cu orice altă condiție intervențională la follow-up. Efectul on-medicament, on-stimulare a fost mai bun decât efectul stimulării izolate. Și cele mai esențiale modificări au fost găsite în grupul de pacienți cu cantocormie totală cu o îmbunătățire medie semnificativă de 14,9 grade. De la baseline off medicament la follow-up on medicament on stimulare. Deci putem spune că acești pacienți dintr-un statut de pacient cu cantocormie devin un pacient cu o postură normală. Deci pacienții eligibili pentru DBS au de cele mai multe ori un răspuns bun în ceea ce privește postura. Dacă să observăm fiecare pacient aparte, da, există unii pacienți care nu se ameliorează, da, există unii pacienți care se agravează. Totuși, pentru cantocormia totală, marea majoritate a pacienților beneficiază din stimularea cerebrală profundă. Ca și concluzii despre tulburările de postură, tratamentul medicamentos și stimularea cerebrală aplicate izolat și combinația lor au exercitat influențe minore asupra celor trei unghiuri posturale măsurate la pacienții cu boală Parkinson cu postură normală. S-a observat o îmbunătățire semnificativă pentru cele trei unghiuri de la pacienți cu postură anormală, dar amploarea acestor modificări nu a depășit un mediu de 4 grade. Cele mai esențiale modificări au fost găsite într-un grup mai mic de 13 pacienți cu cantocormie, cu unghiul mai, cu un mai mare de 30 de grade, cu o îmbunătățire medie semnificativă de 14,9 grade, cum tot am spus. Mai mult, pentru unghiul de cantocormie totală, efectele intervenției combinate au fost puțin mai mari decât efectul de stimulare izolată. Adică, la fel ca și pentru înghețarea mersului, combinarea medicației cu stimularea întotdeauna are un efect mai bun. Și pentru că suntem foarte curioși și nu ne-am oprit aici, am observat foarte interesant, dacă tot am analizat foarte mulți pacienți și anume întoarcere la 180 de grade la persoane cu boală Parkinson, am fost foarte curioși de ce strategia de întoarcere a pacienților cu boală Parkinson diferă. Și am observat că sunt două tipuri mari de întoarceri. Întoarcerea prin pași obișnuiți, cum vedeți la acești pacienți, și întoarcerea prin pași glisanți, adică pacientul, chiar dacă are boală Parkinson, vă dați seama, are un deficit de mers foarte mare și are freezing și așa mai departe, dar uitați-vă cum ei se întorc. Este o întoarcere bruscă, agresivă, foarte rapidă, care teoretic nu ar trebui să fie prezentă la acești pacienți care au tulburări de echilibru. Și totuși observăm în clinică că persoanele afectate de boală Parkinson, chiar și cu un UPDRS3 mare, aleg strategia mai riscantă de pivotare. După cum și noi ne-am întrebat ce determină acest pacient să pășească sau să gliseze în timpul întoarcerii la 180 de grade. Deci, în evaluarea strategiei, preferința a fost semnificativ de întoarcere spin, noi spunem, i-am întorțit în spinner și steppers. Pacienții cu întoarcere de tip spin au un UPDRS3 mai puțin sever. Ceea ce putem spune că o putem utiliza în practică pentru a aduce un plus despre starea motorie a unui pacient. Un alt rezultat interesant este faptul că spin sau pas nu au diferențe între intervalul de înghețare a mersului, ceea ce înseamnă că atât pacienții cu înghețare, cât și cei fără,
pot să aleagă și aceste strategii mai riscante. Până la moment, în literatura de specialitate nu există nimic asemănător descris în ceea ce ține strategiile de întoarcere în boala Parkinson și în această cauză noi ne-am gândit că ar fi interesant să adăugăm această parte în această lucrare. Deci, în concluzie, fenomenul de înghețare a mesului reprezintă o tulburare episodică de mers frecvent întâlnită la pacienții cu boală Parkinson, cu un mecanism patofiziologic insuficient elucidat și o provocare dificilă în condiții clinice. Studiul a identificat manevra de întoarcere la 180 de grade ca fiind cea mai sensibilă metodă de provocare a înghețării mersului la acești pacienți, cu o rată de 73% dintre toate cele patru condiții provocătoare, care declanșează fenomenul de înghețare a mersului testate în acest studiu. Testul de Vodopa preoperator poate fi utilizat ca un predictor eficient al eficacității intervenției de stimulare cerebrală profundă în ameliorarea înghețării mersului. Astfel, o ameliorare de cel puțin un punct în severitate acestui simptom poate indica o probabilitate semnificativă de ameliorare prin intervenția chirurgicală. Strategiile generale a modalităților de întoarcere încă nu au fost abordate detaliat la pacienții cu boală Parkinson. Dintre trei modalități analizate în acest studiu, alegerea tipului spin a fost corelată cu o sensibilitate motorie mai scăzută și poate fi utilă în estimarea afectării motorii. Posibil că acest fenomen clinic are la bază și fenomene fiziopatologice, cum sunt impulsivitatea sau starea afectivă a pacientului. Stimularea cerebrală profundă a nucleului subtalamic ameliorează apariția și severitatea fenomenului de înghețare a mersului la pacienții cu boală Parkinson, iar utilizarea în combinație cu medicația dopaminergică are un efect sinergic mai puternic. Conform acestui studiu, deviația posturală la pacienții cu boală Parkinson se agravează odată cu vârsta, iar valoarea unghiului de capnocormie totală de mai mult de 30 de grade este un criteriu de diagnostic sigur pentru capnocormie totală. În plus, aplicația NeuroBooster App utilizată în acest studiu a fost eficientă în evaluarea cantitativă a alinierilor posturale și poate fi un instrument util în identificarea tulburărilor de mers de postură. În ultimul volum al revistei Movement Disorders Clinical Practice, noi continuăm îmbunătățirea acestei aplicații NeuroBooster App și acum avem posibilitatea să facem și reconstrucția tridimensională a posturii pacienților. Nu am reușit să adăugăm asta aici în studiu. Medicația dopaminergică și stimularea cerebrală profundă a nucleului subtalamic au ameliorat alinierea posturală deviată în direcția anteroposterioară și mediolaterală la pacienți cu boală Parkinson. Tratamentul a avut un impact semnificativ asupra pacienților cu deficiențe posturale grave, ceea ce au condus la o îmbunătățire semnificativă a posturilor, o mare parte dintre pacienți atingând o postură fiziologică. În plus, tratamentul a avut efecte puternice la pacienții cu cantocormie totală. Aceste constatări indică faptul că tratamentul poate fi considerat ca o opțiune eficientă pentru a îmbunătăți postura la pacienții cu boală Parkinson. Recomandări practice. Despre testul de întoarcere la 180 de grade, cred că deja toți au înțeles. Se recomandă utilizarea strategiei de întoarcere de tip spin pentru aprecierea severității afectării motorii la pacienții cu boală Parkinson. Și metoda de tratament, care în prezent în Republica Moldova încă nu este implementată, este recomandată pentru pacienții cu boală Parkinson și fenomenul de înghețare a mersului, precum și pentru cei cu devieri posturale patologice, în special pentru pacienții cu cantocormie totală. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție! Vă mulțumim! Și acum ședința este deschisă pentru întrebări și răspunsuri. Poftim. Aș dorea să vă pun o întrebare. Iată, dumneavoastră probabil că vreți follow-up-ul acești pacienți care au primit tip brain stimulation. Cam care ar fi rezultatul acestei metode? Câți pacienți rămân cu tratamentul nemodificat?
când se rămân cu pacientul cu tratamentul ajustat și când se rămân fără tratament absolut nemedicamentos. Care de tratament? Medicamentos referitor. Da. Deci, de obicei, noi scădem tratamentul medicamentos post-operator aproximativ cu 50% deodată după operație. Unele clinici îl scad mai drastic, începând cu 70%, dar s-a observat la pacienții o depresie și o apatie foarte puternică, din această cauză foarte rar cine mai practică. Odată cu avansarea bolii, oricum stimulare cerebrală profundă nu este o metodă de vindecare, respectiv boala avansează și tratamentul medicamentos necesită a fi ajustat. Dar totuși nu poate fi comparat cu pacientul care pe parcurs se ajustează doar tratamentul medicamentos cu cel care se ajustează tratamentul sincron dintre stimulare și medicație. Da. Și cam câte pastile de levodopa se adaugă ca dintre stimulare? N-am înțeles, scuzați. După efectul său, cam câte pastile ar... Ar echivala? Da. Nu poate fi complet comparabil, pentru că efectul nu este atât... Nu sunt două lucruri comparabile, sunt două lucruri complementare, mai bine zis. Pentru că funcționează diferit. Ca și mecanism. Mulțumim. Doamna Grigian, grup. Doamna doctor, deoarece suntem la susținerea tezei și nu la o prezentare în conferință, am câteva întrebări la test. Spune, te rog, totuși este manevră, este test, este metodă de întoarcere. Dumneavoastră ați utilizat trei sinonime, la cine și la care definiții ne oprim. Deci este o manevră, este un test sau este o metodă. Dumneavoastră ați utilizat trei. Deci, pe care o promovați dumneavoastră ca fiind una, deci, importantă și principală. A doua întrebare este care este, deci, suportul dumneavoastră și implicarea dumneavoastră personală, deoarece înțelegem foarte bine că este o lucrare integrativă a unui colectiv, și partea dumneavoastră a fost. O să continuați. Și ultima întrebare. Iată, apar întrebări, totuși. Avem pacientul și decidem să efectuăm o intervenție de stimulare profundă cu deci, o scoatere din activitate, ați spus bilateral, deci o aplicare bilaterală a stimulării profunde. De ce bilaterală și nu unilaterală? Ce mecanisme sunt în cadrul unei aplicări bilaterale și care sunt în cadrul unei aplicări unilaterale? Mersi! Mulțumesc mult pentru întrebări, domnule academician. Pentru prima, din păcate, am să fiu nepoliticoasă și am să vă întreb care... Am să vă răspund printr-o întrebare. Care considerați dumneavoastră că se potrivește cel mai bine? Pentru că literatura de specialitate în limba română, din păcate, nu are termenii respectivi. După părerea noastră, până cu domnul profesor Moldovan am discutat, dumnealui spune că ar fi mai bine de folosit totuși sintagma de manevră de întoarcere. Pentru că nu este un test în sine, este pur și simplu întoarcerea la 180 de grade. Pentru întrebarea numărul 2, în ceea ce ține aportul meu personal. Deci, toate videourile, într-adevăr, sunt făcute în mod riguros în clinica din Kiev. Ei au un laborator pentru tulburări de mișcare, se numește laborator motor. Orice pacient care a fost vreodată operat prin stimulare cerebrală profundă, este respectat protocolul de filmare înainte și după intervenție. Evident, eu nu am fost prezentă la toate intervențiile care au fost efectuate. Pe parcursul unui an am asistat la 40 de intervenții chirurgicale. Dar videourile le-am analizat la absolut toți pacienții care au fost în baza de date. Inclusiv și la cei care am asistat la operație, inclusiv și la cei care nu au asistat.
De ce a costat lucrul meu aici? A fost să găsesc pacienții eligibili, să le găsesc videourile, pentru că ele datează din anul 1999 și nu întotdeauna sunt ușor de găsit. Am adaptat o scală din literatură împreună cu colegii de acolo și task-ul meu cel mai mare a fost să punem toate, pentru că Jupiter S3 se filmează un film foarte lung, dar pentru ca să nu fim să nu avem bias, am tăiat doar proba de mișcare. Tăind proba asta de mișcare, am analizat celeritatea și frecvența înghețării mersului la toți acești pacienți în 6 condiții. 2 condiții preoperator și 4 condiții postoperator. Evident, nu știam în ce condiție medicală este pacientul. Asta am făcut eu și asta am făcut încă o colegă de-a mea, separat, pentru ca să nu avem, adică erau 2 rate, da? Ceea ce ține de tutorialurile de postură, această aplicație pe care, când am făcut videourile astea, le-am selectat, atunci când pacientul se oprește la întoarcere de 180 de grade, am făcut un screenshot la fiecare pacient. Acest screenshot l-am pus în aplicație. Aplicația am dezvoltat-o astfel încât să fie ușor de utilizat, adică am adaptat-o. Și după ce am acumulat practic timp de 9 luni aceste date, 3 luni m-am ocupat cu analiza statistică a datelor respective. Pot să mai continui, dar cred că e suficient. După care am revenit iarăși în Kiev, peste câteva timp, pentru a analiza încă o dată datele, a scrie publicațiile și așa mai departe. Era așa trei întrebare, referitor la stimularea unii sau bilaterală. Mai pe scurt. Deci, foarte des unilateral se folosește în distonie. În Parkinson, totuși, de obicei, utilizăm bilateral, pentru că știm întotdeauna când boala Parkinson, simptomele vor apărea și pe partea contralaterală, chiar dacă la moment nu, ele nu sunt acolo. Ca să salvăm de două operații, să nu facem două operații, să avem doar una. Ultima întrebare. Nu vrei să... Pentru protocol. Poftim. Domnul profesor, profesor. Spuneți, vă rog, cum vă apreciați dumneavoastră într-un fel de studiu comparativ toate experiențele astea de neuroștere cu operațiile de destructive. Cum le apreciați? Asta a fost împreună cu într-o de plasare științifică la Spalta și Hir și domnul Markovski, care are experiență din 1982, domnul a prezentat la corpul său, comparativ cu DBS. Ce vedeți dumneavoastră esențial diferența între metoda instrucție și metoda stimulare? Mulțumesc, domnul profesor. Deci, de mult credeam că destrucția cu leziunea fac același lucru, mecanismul este diferit. Totuși, leziunea nu a dispărut. Leziunea, la moment, încă este actuală. Metoda domnului Matkovski este puțin învechită, dar la moment există focused ultrasound care se bazează pe leziune. Acesta este viitorul în ceea ce spune următoarea etapă a tratamentului bolii Parkinson. Ceea ce ne lipsește nouă în Institutul de Neurologie este faptul că noi nu avem un laborator motor și o metodologie riguroasă ca să ne prezentăm datele frumos împreună cu domnul Matkovski. Pentru că domnul Matkovski, într-adevăr, face operații foarte frumoase, dar nu poate să ne dea metodologia trebuie pusă la punct ca noi să putem face concluzii. Este sau nu este eficientă. Este la fel ca DPS-ul, poate este chiar și mai bună decât DPS-ul. Asta e. Mulțumim. Întrebări? Și atunci trecem la prezentarea datelor din dosarul personal al pretendentului. Unde sunt prezente avizele examinării prealabile ale tezii în cadrul ședinței Catedrei de Neurologie numărul 1 și Laboratorul de Neurologie Funcțională a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie de Mingenon extras procesul verbal din 29 octombrie 2021. Ședința seminarului științific de profil, specialitatea 32105 neurologie clinică,
32-21 neurochirurgie, 312-02 neuroștiință, extras procesul verbal din 13 octombrie 2022. În concluzie, remarcându-se că teza evaluată este o lucrare de actualitate, iar obiectivele și scopul cercetării au fost atinse în totalitate. Și lucrarea a fost redactată astfel încât să corespundă cerințelor actuale în ceea ce privește forma de stil, forma și stilul de expunere. Unanim a fost luată decizia că teza, conține notate științifică, are valoare practică, corespunde cerințelor ANACEC și este recomandată pentru susținerea la ședința Comisiei de Doctorat. Este prezentă nota informativă privind recomandările și obiecțiile la teza elaborată de Consiliul Științific al Consorțiilor. Și a fost dat la această notă un răspuns exhaustiv al pretendentului, în care a fost menționate toate neclaritățile notate în această notă. De asemenea, au susținut avizile domnului profesor Mihail Ciocan, director al Instituției Medico-Sanitare Publice, Institutul de Medicină Urgentă, a domnului conferențiar dr. Manol Elena, catedra neurologie numărul 1, domnul profesor Grigore Zăpuclăc, director al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie de Medchema. Toate avizile prezentate exprimă opinie pozitivă și prezintă doriți referitoare la importanța științifică și practică a lucrării prezentate. Acestea atestă veridicitatea rezultatelor obținute și concluzionează că lucrarea este a lucrării științifică foarte înaltă. Și dacă aveți obiecții la cele spuse, doar că să vă expuneți. Nu a fost expuse și nu a fost obiecții. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza pozitivă și vă mulțumesc pentru aprecierea de zi cu cuvintele dumneavoastră. Vă mulțumesc! În continuare, oferim cuvântul referenților oficiali. Primul prezintă avizul referentul confesar dr. Lilia Rotaru, deoarece este membru al Comisiei de Îndrumare a studentului doctorat. Cercetătoarea aduce argumente solide în valoarea utilizării acestor metode
continuare. Printr-o analiză detaliată a mersului și prin măsurare precisă de viziile culturale, se creează de fapt premisele unor obiective și consistente ale efectului stimulării cerebrale profunde asupra acestor aspecte ale bolii Parkinson. Există inovații și originalitate în această cercetare științifică prin adoptarea unei modele metodologice riguroase. Cercetătorii și-au propus să clarifice și să aducă o contribuție semnificativă la înțelegerea complexității tulburărilor de mers și a celor de postură din boala Parkinson. Obiectivele propuse în această cercetare sunt remarcabile din perspectiva inovației și originalității științifice pe mai multe niveluri. În primul rând, se abordează câteva probleme importante și complexe din domeniul bolii Parkinson, și anume înghețarea mersului, haptocornie și sindromul PISA. Aceste probleme reprezintă o provocare semnificativă în gestionare și tratamentul pacienților cu această afecțiune neurodegenerativă. Un aspect inovator al obiectivelor este legat de utilizarea unei abordări metodologice riguroase și a unei tehnologii avansate pentru a evalua și analiza aceste efecte, identificarea celor mai sensibile circunstanțe de provocare a înghețării mersului în timpul unei sarcini mers standardizată și dezvoltarea unui test clinic obiectiv care ar avea o valoare predictivă ridicată, ceea ce reprezintă abordări bune și promițătoare în acest domeniu. De asemenea, s-a propus investigarea tipurilor de strategii de întoarcere la pacienții cu boală Parkinson și corelarea acestor opțiuni în severitatea efectării motorii. Prin caracterizarea alinamentului postural la pacienții cu boală Parkinson, s-au urmărit identificarea și planificarea înclinării anterioare, care este diferită în capucormie totală și în capucormie superioară, precum și a înclinării laterale cunoscute sub denumire de unghiurghisă. Aceste măsurători au fost realizate utilizând un instrument digital denumit neurofunchar. Această abordare oferă o modalitate precisă și obiectivă de evaluare a alinamentului postural și care permite o mai bună înțelegere a modificărilor tulburărilor de postură la pacienții cu boală Parkinson. Astfel, analizarea stimulării cerebrale profunde a nucleului supralarnic și investigarea efectului acestea asupra acestor probleme reprezintă un aspect inovativ. Această intervenție terapeutică oferă oportunitate de a explora noi modalități de abordare a simptomilor, precum și de a îmbunătăți calitatea vieții pacientului în rezultatul rezolvării acestor simptome. Abordarea riguroasă care a fost utilizată în acest studiu are un potențial semnificativ de a aduce contribuții importante pentru înțelegere și tratarea aspectelor respective. Rezultatele acestei cercetări au o valoare practică semnificativă în domeniul tratamentului înghețării mersului la pacienții cu boală Parkinson și furnizează date și fapte cu privire la efectele intervenției chirurgicale de stimulare cerebrală profundă a nucleului supralarnic și a tratamentului cu levodopa asupra severității și apariției înghețării mersului. Acest studiu evidențiază importanța manevrei de întoarcere la 180 de grade în evaluarea înghețării mersului și prezintă un instrument inovator pentru medicul practician. În găsire, dacă vorbim despre utilizarea aplicației NeuroPulse-CAP pentru a caracteriza alineamentul postural. Aplicarea rezultatelor acestei cercetări este relevantă pentru activitatea clinică, pentru că oferă informații esențiale pentru medicul curant în înțelegerea cele mai eficiente opțiuni terapeutice pentru pacienții cu boală Parkinson și fenomen de înghețare mersului. De asemenea, datele obținute pot contribui la optimizarea protocolului standard utilizat în evaluare și tratamentul acestei afecțiuni. Area de interes a cercetării se extinde și la evaluarea și tratamentul înghețării mersului la pacienții cu boală Parkinson, la caracterizarea alinamentului postural și identificarea manevrelor sensibile în evaluarea clinică. Rezultatele obținute
deschid perspective noi de cercetare în ceea ce privește mecanismele fiziopatologice implicate în înghețarea mersului și efectele terapeutice ale stimulării cerebrale profunde a nucleului subtalamic. În concluzie, acest studiu are contribuții semnificative pentru a înțelege cum să abordăm înghețarea mersului și tulburările posturale la pacienții cu boală Parkinson și oferă date și informații relevante pentru practică clinică și în același timp deschide și noi direcții de cercetare în acest domeniu. Această cercetare se remarcă prin o calitate metodologică riguroasă, cu obiective și criterii epistemologice bine definite și o metodologie și un design bine descris. Studiul se bazează pe o analiză exhaustivă a literaturii de specialitate și utilizează instrumente de cercetare moderne, încălzându-se într-un cadru de cercetare observațională analitic, retro și prospective cu cohortă. Eșantionul acestui studiu, precum s-a discutat, a inclus 192 de pacienți și cercetarea a fost desfășurată conform regulilor etice de cercetare, fiind aprobată de către Comitetul de Etică al Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Tesemițanu. În cadrul acestui studiu au fost prezentate în detaliu protocolul de cercetare, inclusiv criteriile de selecție a pacienților și principiile de monitorizare pre și post intervenționale. Instrumentele de cercetare utilizate au fost elaborate cu grijă. Evaluarea înghețării mersului s-a realizat prin intermediul unei scale bazate pe patternul clinic al înghețării mersului în diferite situații provocatoare, utilizând o analiză video și un test adaptat de mers. Pentru evaluarea tulburărilor de postură, pacienții au fost caracterizați în funcție de înclinare anterioară, împărțită în capitocormie totală și capitocormie superioară, precum și înclinare laterală PISA. Testarea tulburărilor de postură a fost realizată prin fotografii, care au fost preluate din videoclipurile testului standardizat de mers, iar numerele de postură au fost evaluate cu ajutorul aplicației digitale menționate de sus. Iar pentru analiza datelor a fost utilizat programul R, un instrument statistic robust și recunoscut în comunitate științifică. Textul acestei tezei este conceput într-o manieră logică, coerentă, prezentând informațiile într-o succesiune clară și nestructurată. Ideile sunt expuse într-un stil științific, cu utilizarea unui limbaj adecvat și termeni specifici domeniului de cercetare. Structura textului este sistematizată, având introducere care este prezentată în textul și problema abordată, după care urmează prezentarea obiectivelor și metodologiei cercetării. Rezultatele studiului sunt prezentate în mod clar în două capitole separate, capitolul 3 fiind dedicat fenomenului de înghețare a mersului, iar capitolul 4 descrie rezultatele pe ceea ce privește aliniamentele posturale ale pacienților cu boală Parkinson. Capitolul 5 este dedicat discuțiilor. În toate capitolele se acordă atenție detaliilor relevante și se menționează sursele și instrumentele utilizate în cercetare. Textul demonstrează o capacitate de generalizare a rezultatelor și de înțelegere acestora în contextul mai larg al domeniului de cercetare. De asemenea, se menționează noutatea și originalitatea cercetării, evidențiind contribuțiile aduse în înțelegerea fenomenului ei studiat și rezolvarea problemelor practice asociate acestuia. În ansamblu, textul prezintă o calitate înaltă, reflectând rigurozitate științifică și abilitatea de a comunica în mod clar și eficient rezultatele cercetării. A fost asigurare bibliografică, s-a acordat o atenție deosebită asigurării bibliografice cu sursele utilizate în cercetare, au fost selectate surse recente și surse relevante care se susțin argumentele și să oferă o bază solidă pentru cercetare. Concluziile generale ale studiului indică faptul că înghețarea mersului este o tulburare frecventă în rândul pacienților cu boală Parkinson, iar stimularea cerebrală profundă poate constitui o opțiune terapeutică eficientă. Testul cu levodopa poate fi utilizat ca un indicator predictiv al eficienței acestei metode chirurgicale. De asemenea, aplicația digitală neurocoach poate fi utilă pentru a evalua deficiențele posturale și ea ar putea ghida în selectarea pacienților
care ar fi potențial eligibil pentru această intervenție. Aceste concluzii au implicații practice semnificative pentru medicii care se ocupă de managementul pacienților cu boală Parkinson, oferindu-le un cadru mai larg în ceea ce privește înghețarea mersului, calotropie și deficiențele posturale. De asemenea, aceste concluzii pot orienta către cercetări viitoare pentru a îmbunătăți abordările terapeutice și a dezvolta unele strategii de tratament inovatoare pe viitor. Recomandările formulate în cadrul acestui studiu sunt pertinente și referă ghidare practică în gestionarea înghețării mersului, calotropie și deficiențelor posturale la pacienții cu boală Parkinson și aceste informații pot sprijini deciziile clinice și pot facilita comunicarea eficientă între medic și pacient în ceea ce privește opțiunile și pronosticul terapeutic. În special, înțelegerea profundă a intervenției de estimare cerebrală profundă poate să contribuie la utilizarea sa eficientă și adecvată în beneficiul pacienților. Consider că este necesară implementarea acestei metode în Republica Moldova și consider că piesa corespunde titlului solicitat și recomand înaintarea către ANACEC pentru validarea deciziei referitor la conferirea titlului științific de doctorul științei medicale. Mulțumesc foarte, foarte frumos, doamnă conferențiar, pentru tot timpul și recenzia minunțoasă pe care ați făcut-o și pentru ajutorul pe care l-am primit din partea dumneavoastră pe parcursul acestei cercetări. Mulțumesc! Mulțumim! Acreditem pe domnul academician Victor Lacostră, doctor candidat în științe medicale, Catedra de medicină alternativă și complementară. Mulțumesc, domnule director academician Mătălan, mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc, domnul academician Stanislav Goroca, mulțumesc, domnul profesor universitar Gavriluc Mihai, mulțumesc, audiență, cu anul meu subiectul plăcere, să prezint recenzia la teza de doctorat al domnului Olga Gavriluc, din numele acolo deja de câteva ori notate, multe din cele ce am vrut să spun deja au fost aici declarat, ca să nu găieu timpul, să nu repet, cred că nu e cazul să repetăm de două ori același lucru cu care suntem toți de acord și ca să mă opresc foarte succint. În cadrul acestui studiu a fost propus să se analizeze efectul intervenției neuropirulicale de stimulare cerebrală profundă a nucleului subtanalic asupra unor simptome ale bolii Parkinson, care sunt scunoscute, sunt dificil de tratat, cum sunt înghețarea mersului și tulburările posturale la acești pacienți. Important de menționat că autorul a făcut o analiză foarte minutoasă, aș spune fundamentală, a literaturii actuale, de ce obiectivul, scopul a fost foarte bine argumentat și are un suport științific solid. Literatura a fost studiată sub 94 de surse și așa mai departe, deja cum a fost menționat de vorbitorul anterior. Se poate constata că studiul are o bază teoretică solidă și că problemele abordate sunt de o importanță semnificativă. Iar problemele formulate sunt deosebit de relevante, având în vedere că studiile anterioare, vreau să accentuez aceasta, că în raport nu prea s-a vorbit, dar acesta e un lucru esențial, având în vedere că studiile anterioare au arătat rezultate controversate. Deci, studiul acesta are un aport oricare pentru a ne aprecia de importanța acestei metode, de tehnologie aceasta și a mai departe testarea acestor pacienți. Nu mă opresc la structura lucrării, le-a corespunde tuturor cerințelor.
vreau să spun că acest studiu se remarcă prin caracter inovativ al elaborării și formulărilor conceptelor, precum și utilizarea și abordări noi, bazate pe criterii noi. S-ar părea că sunt foarte simple, dar într-adevăr au o importanță foarte mare, fiindcă însuși mersul, întoarcerea, unghiurile la acești pacienți nu pur și simplu au o semnificație locomotorie. Ele au o semnificație etiopatogenă, foarte importantă. Importantă și până la urmă o servi pentru selecția pacientului, pentru un fel de tratament sau alt tratament. Un domn profesor, ministrul Zapuc, a dat întrebare foarte corect, care sunt deosebirile și prioritățile diferitor metodii de tratament și așa mai departe. Acest studiu aduce oricare are o importanță mare în acest aspect. A fost mi-a plăcut aplicația specială care a fost elaborată și validată de către echipă. Ce-mi place că doamna doctorant foarte clar expune care este aportul, care este aportul echipei. Și cum a spus domnul Crismițan Rocă, nu a dat, e imposibil să faci lucrare de situație de unul singur. Deci, întotdeauna este rolul echipei. Și dumneavoastră ei foarte frumos a demonstrat unde este rolul dumneavoastră, unde este rolul echipei și rezultatul, primit niște rezultate foarte frumoase. Vreau să spun că calitatea metodologică a acestui studiu este foarte bun, este ridicată. Obiectivele, metodele, analiza, statistica, consecutivitatea, concluziile sunt foarte bine argumentate și corespund scopului obiectivelor propuse. Numărul de procent a fost îndeajuns, nu, eu nu vorbesc de formulă. Formula e matematică. Da, dar eu vorbesc despre ceea că te-a face unele concluzii reale cu un număr adecvat de procent. Conceptele ideilor și calitatea textului sunt prezentate clar, coerent, logica structurării conținutului este bine stabilită, nu mai o cred, introducere, capitolului, denumirii, tot ce am expus, obiecții n-am, la aceste, la structurare, la expunere, la modul de analiză, la modul de discuție. Concluziile generale ale studiului sunt prezentate într-un mod clar și concis. Singură să vă posibilitate să vedeți foarte clar formulate, fără multe răceli, fără multe abateri, rezultatele obținute foarte clar expuse. Eu vreau să spun că oleac îmi pare rău că la etapele anterioare, primărgătoare, eu am făcut o obiecție în legătură cu stilul și limbajul, domnul Crimitar Grofă, și dumneavoastră e înlăturat acestea, dar nu eu îndretrag aceste obiecții, dar să ne târziu, fiindcă teza era mai de oaie, parcă. Da. Recomandările sunt formulate foarte clar, sunt relevante, oferă informații utile pentru abordarea și gestionarea fenomenului de înghețare a nervului, cantocormie și a deficiențelor posturale la pacienți cu boala Parkinson. În concluzie, este un studiu profund, inovativ, el abordează în mod detaliat tulburări de nerv și postură la pacienți cu boala Parkinson, inclusiv opțiunii de tratament disponibile, cu accent pe terapia prin stimulare cerebrală profundă nucleului subtalamic. Prin analiza și evaluarea rezultatelor obținute în urmă cercetării, această teză reprezintă o contribuție valoroasă la înțelegere și îmbunătățirea managementului pacientului cu această afecțiune neurologică debilitantă. O sugestie, aș vrea să spun, importantă la părerea mea, ar fi, mai ales că în raport, doamna a menționat că în Republica Moldova ele nu sunt aplicate, nu sunt, poate sunt cunoscute, dar nu sunt aplicate, și de ce sugestia mea se referă
să se contribuie portorul doamnei doctorat la implementarea în țară a metodologiei de cercetare și testare a procedurilor cu boală Parkinson elaborat în cadrul acestei teze de doctorat. Eu susțin și recomand pentru archiză în această teză. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Felicia! Și doamna Felicia! Permiteți-mi, vă rog, să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să mi fiți referent pentru analiză riguroasă și întotdeauna deja știți că toate aprecierele și toate cerințele și sugestiile dumneavoastră, eu întotdeauna cu mare drag vă mulțumesc. Și acum dați voie să ofer cuvântul domnului profesor Paul Pecoraliu Cristian, deci nu este șeful clinicii de neurologie din România, clinica din Brașov, Universitatea Transilvania, care este un specialist foarte bine cunoscut în domeniul patologiei extremitare. Bine, bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru introducerea domnului președinte, domnule rector, domnule președinte al acestei comisii, stimate domnule academician, profesorat, domnule profesor, următor de doctorat, stimate domnule profesor, stimați domnule profesor, sunt bucuros și onorat de această invitație de a fi astăzi alături de dumneavoastră, chiar dacă virtual, în suflet voi fi întotdeauna, știți bine treaba asta, alături de dumneavoastră și dumneavoastră sunteți partea sufletului meu. Mă bucur să fiu în această zi importantă pentru neurologia din Republica Moldova. Sunt onorat să fiu parte în această zi la Universitatea Nicolae Teslimcan pentru un moment important care este prezentat de această teză de doctorat a doamnei doctorului Calamidu. Am urmărit cu interes această prezentare. Am studiat teza în amănunt. Voi prezenta câteva elemente care cred că sunt relevante, fără a mă repeta, ceea ce distinșii de vorbitori au punctat. Practic, e acest studiu care a fost efectuat în colaborare cu Universitatea Albrecht din Kiel. Elementul esențial, că este o teză în cotutelă, laborator științific de neurologie funcțională a Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Hermin German din Chișinău. În cadrul acestui studiu, practic, doctoranda s-a concentrat pe evaluarea impactului intervenției neurochirurgicale în caz de stimulare cerebrală profundă a nucleului subtalamic și a menționat foarte bine la început că s-a concentrat doar pe stimularea STM-ului asupra unor simptome specifice, care sunt prin înghețarea mersului, durerile de mers și durerile de postură, amplocomia și sindromul ISA. Autorul a realizat foarte bine o analiză detaliată, exhaustivă, practic, a situației existente în domeniu, a fundamentat nevoia și obiectivele de cercetare pe baza unor studii recente relevante. A sintetizat foarte bine, a structurat foarte bine datele din literatură. Autorul a prezentat argumente solide în sprijinul fundamentării acestei cercetări, explicând discrepanțele și contradicțiile dintre studii, generate de fapt de complexitatea fenomenologiei clinice, a înghețării mersului și a tulburării de postură, ambele fiind dificil de evaluat la pacienții cu boală Parkinson, așa cum știm cu toții din practica clinică și din cercetare. Prin urmare, obiectivul principal al acestui studiu, așa cum a fost menționat, a fost de a selecta o metodă sigură pentru a evalua obiectiv fenomenul de înghețare a mersului, utilizând o analiză detaliată a mersului și a tulburării posturale, prin utilizarea unei aplicații care măsoară cu precizie unghiul de deviere posturală. Ulterior, utilizând aceste metode mai precise, a fost posibilă investigarea eficacității metodei de stimulare cerebrală profundă. Am putut constata că obiectivele formulate sunt relevante, având în vedere rezultatele raportate în studiile anterioare. Nu am să insist asupra aspectelor metodologice. Teza este bine fundamentată cu partea introductivă, cu capitolele care fundamentează, cele 5 capitole care fundamentează, de fapt, partea teoretică și partea practică, cea practică.
relevantă. Mi-a plăcut foarte mult aplicația NeuroProsul App, care a fost dezvoltată și e o metodă de viitor care poate fi implementată și multe cercetări pot să fie cu ajutorul acestei aplicații. Metodologia, încă o dată, a fost foarte riguroasă, sursele bibliografice au fost relevante, au fost bine utilizate, iar concluziile generale a studiului au fost prezentate într-un mod clar și concis, privind principalele descoperiri și constatările acestei cercetări. Nu am să repet niciodată ceea ce a fost menționat foarte frumos ca și elemente esențiale pentru a fundamenta aceste concluzii, aceste rezultate. Am să sintetizez și eu concluziile bazate pe prestigioasa mențiune a publicațiilor științifice, a rezultatelor prezentate în cadrul diverselor congrese și conferințe de un indice Hirsch de 4, care sunt sigur că va crește în continuare și cred că ceea ce spunea și domnul Cămicean anterior trebuie implementat, trebuie lucrat și sunt absolut convins că veți avea rezultate absolut extraordinar de frumoase. Întotdeauna am privit cu maximă admirație ceea ce se întâmplă în domeniul epilepsiei, a curii neuropatii, a accidentului vascular cerebral, a cefalei, a sistemului nervos autonom în cadrul activității academice din Republica Moldova. Practic, aș sintetiza doar că toate elementele care sunt cuprinse în metodologia foarte frumoasă și foarte elaborată a Ministerului, ceea ce privește evaluarea, această teză este una extrem de bine condusă, cu cercetări foarte bine fundamentate, cu rezultate deosebite. O felicit pe doamna doctor pentru întreaga activitate pe care dânsa a desfășurat-o în cadrul acestei teze de doctorat. Felicitări domnului profesor pentru îndrumarea și domnului profesor Dăci pentru îndrumarea acestei teze de doctorat în Cotutelă. Mult succes în ceea ce urmează și încă o dată sunt onorat de invitație și sunt onorat să fiu în această zi alături de dumneavoastră. Eu vă mulțumesc, felicitări și mult succes! Mulțumim, domnule profesor, de fiecare dată ați fost alături de noi. Bucurăm de fiecare dată de profunzimea expertizei noastre. Regretăm sigur că ați fost doar virtual, dar sigur că în curând probabil ne vom vedea o întâlnire științifică a România sau în Chișinău sau la Conferința Europeană. Poftim, doamna. Sunt foarte onorată, domnule profesor, pentru că ați acceptat să fiți referent la acest moment important pentru mine. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți un expert în domeniu care întotdeauna ne inspiră, ne motivează să facem mai mult, să vă încercăm să dezvoltăm această ramură și în Republica Moldova. Vă așteptăm mereu cu drag și vă mulțumesc foarte mult pentru toate referințele și toate menționările care cu siguranță le-am luat în considerare. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos eu, domnule președinte, mulțumesc frumos, doamnă doctor. Vă mulțumim. Acum se anunță discuție liberă asupra valorii științifice a tezei. Din viitor se expune, iar membrii comisiei de doctorat se expună ulterior. Domnul profesor Grigorie Țăcutu, director general al Institutului Neurologiei. Stimați academicieni, dragi colegi și bolna, vreau să spun despre valoarea practică acestei lucrări. Ea, ca nici într-un moment potrivit, s-a produs la noi, deci noi suntem în pragul creierii unui nou compartiment în știința Institutului de Neurologie și Neurochirurgie. Se vorba despre crearea unui departament, laborator, cabinet de neuromodulare, deci vorbim despre lista noastră în Turcia, ca prim pas în acest domeniu. De ce se bazează acest lucru? De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă experiența clinicii din neurochirurgie, într-un fel, este un one-man show. De ce este vorba despre un coleg al nostru care a păstrat această metodă, în sfârșitul, din medicina sovietică rusă,
la Moscova, San Petersburg, Kiev și care ne mențin tot acești ani, fără despre doctor Valeriu Matkovski, care chiar și în singurătate, fiind autorul echipă întreagă de electrofiziologi, neurologi, la scaun de psihiatrie mulți ani în Roma, care aduc aminte care nu știu, și care păstrează deci, aceste cunoștințe. Eu până acum continuă să colaboreze, să lucreze în acest domeniu, să opereze. Mai rar, pentru că este foarte greu de sine stătător să ne ții așa un domeniu foarte larg. Și de ce spun acest lucru? El a operat pentru o metodă de destrucție, în care a fost treabată cu un surâs de foarte mulți oameni de la pus, de parcursul anilor de când îl cunosc, de vreo 30 de ani, tot spunea că o metodă este veche, a activat așa că tot ce este vechi, tot ce e nou, este ceva foarte de mult uitat. Eu așa spune și acum și cu lucrurile astea, dar schimb esențial. Nu va fi o metodă de destrucție cu azot sau cu ceva preparat chimic direct pe creier, pe nucleie, ar fi cu ultrasonic și va fi mai puțin invaziv, dar invaziv, dar nu atât de invaziv. Și dacă noi am avea posibilitatea de noi să lucrăm în țara noastră în acest aparat extrem de costisitor, deci cu ultrasonic focusat, clar că metoda pe care am vorbit de destrucție ar fi utilizată și ar fi poate puțin mai precaut pentru facem. Dar aici noi vorbim despre costuri. Costurile unei operații, doctorul Matkovski a fost extrem de, cum să zic așa, de spectaculară în Turcia. S-a fost uitat să ce echipă mare de 20 de oameni lucrează pentru un pacient pentru operație în partea turcă, când a fost prezentat cu operația acolo. Și eu fac absolut tot singur, ca să trebuie la curicula, știți cum le face, deci nu fac, dar vorbim despre metodă, în principiu. Dar noi ne-am dus acolo, în principiu, ca să vedem divers. Și Olga, având experiența sa de lucru în Germania și la noi, repet, cu teza sa care a elaborat-o în mare măsură de sine stătător, pentru că urmăresc cariera ei de la mulți ani, ca orice om de vârsta mea, văd cum ea se dezvoltă, cum a progresat, cum a făcut pași concreți înainte, văd recordările practice ale ei și către asta vin, recordările practice ale tezei doctorului Olga Darâc sunt de faptul că într-un viitor apropiat, în țara noastră, mai spus că noastră vor fi demarat pe aceste operații, noi trebuie să vedem poate cadrul conferinței Balcani și niște chestii tehnice de importare într-un aparat sau ceva, ne uităm că costul unui dispozitiv pentru un pacient este în jur de 20.000 de euro. Dar există companie de sigurări care poate să ne compenseze, nu? Așa cum a făcut-o și neurochirurgia vasculară și noi vom putea de pedruplinele unui pacient cu Parkinson, boală Parkinson, să încercăm să facem acest lucru. Avem prioritate să dezvoltăm ambele metode și metoda de destrucție, pe lângă metoda neurologică, metoda prin Eldoca sau alte metode care vor fi propuse de către farmacologie modernă sau neurologie, noi vom putea să dezvoltăm ambele aceste metode în țara noastră și poate dacă ar fi costurile sau găsite în posibilitate de a procura acest aparat, vom putea să încercăm să facem deci această metodă de destrucție prin metode moderne. E foarte bine se asamblează teza ei, repet, cu GICI sau Moclau la noi în țară și la noi în Sfânt, așa că doresc numai succese, mă bucur foarte mult pentru ea, a fost insistentă, pe fundalul unor tineri de astăzi care sunt mai visători, mai călători în altă țări asta aici acasă și face lucruri pentru țara noastră, prea și în afara țării și aduce în Moldova tot ce e necesar, pentru că pacienții noștri nu pot fi lăsați totalmente de către noi toți. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Vă rog să vă exprimați cine dorește. Cineva din grupul de urmare. Vă mulțumim, atunci trecem la expunerea membrilor comisiei de doctorat și îl invităm pe domnul profesor Moldovan Ion, care este și conducător al tezei. Domnule academicieni, profesori, dragi colegi, nu se vorbesc partea științifică, ea a fost foarte bine de dată și de doamna Olga și de cei care au discutat la tema asta, doar câteva prezentări despre
iubita noastră Olga Gavriliu, care a făcut o lucrare fascinantă cu zona enormă în lume țară și, sigur că și în Jeană, în Sfântul Dumnezeu, în Germania. Deci Olga Gavriliu este o persoană activă, energică, competentă, cu puternic, motivație științifică. Asta e vizibil, cât o știu eu, prezența ea, în permanent, face, cum să spun, intră în esență, știind limbile, făcând lucrări, mai rar când cineva are atâtea lucrări de termenul și cel, acolo sunt 5 și ceva, da? Să ai, da? Și 4, da. Deci, ne-am convins de lucrurile astea că e foarte talentată prin comunicație în general. Este foarte insistentă, deci Olga este membru al unei familii cu tradiții neurologice și lucrurile astea e fapt, un moment foarte important de a merge mai departe în cercetări științifice, în domeniul complicat, cum este la Parkinson. Eu cred că poate mergem și mai departe, ar trebui de tema asta, fiindcă deja ai informații, dar, poate, tot bună Parkinson, dar probabil și alte aspecte. Îi dorim, Doamne Olga Gavriliu, succese în continuare, sănătate și mari motivații, inspirații științifice și fericit familia noastră și sănătate la toți. La revedere! Mersi! Mulțumim, doamne profesor! Care e calificativul tezei? Cum apreciați dumneavoastră teza? La ce calificativ? Evident că e excelent. Mulțumim. Vedeți, domnul Ocrenician, să ne sau grupa. Urmărată, domnule președinte, membrii ai Consiliului Specializat, urmărată asistență. Sigur că este evenimentul interesant, este important, prin orice susținere, pentru că e o posibilitate de promovare a universității, de promovare a cercetării autohtone și sigur că de susținere a cercetătorilor din Republica Moldova. Ca așa o introducere, deci tematica dată și ziua de astăzi s-a început în anul 2017. Atunci eu ocupam o poziție de vicepreședinte al Academiei de Științe din Republica Moldova și în cadrul Academiei a fost invitat profesor Bloichel, care este fondatorul Academiei Europene de Neurologie. Deci este o personalitate notorie în neuroștiința mondială, este o personalitate notorie în neurologia europeană și este un mare prieten al clinicii catedrei care onoarea s-o conduc. Deci, în cadrul vizitei domniei sale, i s-a acordat titlul onorific de profesor honoris causa și am avut posibilități de a discuta neuroștiința în Republica Moldova, aliniere neuroștiinței în Republica Moldova la nivelurile europene, direcții de cercetare și alte întrebări importante pentru organizarea proceselor de integrare a cercetătorilor din Republica Moldova în marea familie europeană. Ne-am povit asupra parkinsonismului, deoarece problema dată este o problemă de mare interes al domnului profesor, care a fondat laboratorul, care a fondat clinica și care este apreciat ca unul din cercetători numărul 1 în domeniul degenerescențelor cerebrale și în special a parkinsonismului. De ce parkinsonismul? Parkinsonismul, în primul rând, boala Parkinson, sigur că este patologie alături de Alzheimer, care induce involuția, îmbătrânirea. Deci noi îmbătrânim, pierdem celule, noi îmbătrânim, pierdem unele calități ale funcționalității noastre comportamentale, fizice și intelectuale. Și în cadrul discuției
domnia sa s-a oferit ca să avem o continuitate. Să avem o continuitate în pregătirea cadrelor, deoarece în clinica domnii sale a fost și au activat mai mulți reprezentanți din Republica Moldova, având o, deci, opinie și o poziționare foarte pozitivă față de exponenții care sunt reprezentanți ai Republicii noastre. Am recomandat-o atunci pe Olga, din considerente că dânsa este personalitatea care ar putea face, și a făcut față ulterior, acelor cerințe, rigori de continuitate. Oala Partizun, deci nu-și are numai extrapolare în postură, nu-și are extrapolare doar numai în procesul de motilitate sau de reglări mersului. Boala Parkinson este o patologie complexă, este o patologie care induc dereglări psihoneurologice esențiale, dereglări de memorie, comportamental, vegetative, inducând o dizabilitate majoră a pacienților. Ce de aici apare? Dar cum ne implicăm? Este o istorie întreagă de utilizare a farmacoterapiei. S-a observat că, da, este pozitiv, dar la un moment dat, în loc de om, apare of și totul este distrus. Domnul profesor Zapuclu a menționat că este și o istorie de tratament mini-invaziv sau invaziv cu distrugere și, ulterior, cu procese mai fine de implicare în structurile cerebrale profunde prin stimulare. Îmi aduc aminte, acum vreo 15 ani în urmă, în Glasgow, la un mare congres, mi s-a prezentat unele din primele deci intervenții cu stimulare la un pacient cu boală Parkinson, un mare compozitor, un mare pianist, care la un moment dat face boală Parkinson, este privat și, pe bună seamă, nu mai poate să-și exercite pasiunea, talentul și activitatea. Și atât prin stimularea magnetică profundă revine. Deci este o reînviere. Este o reînviere a activității, a psihologiei, a comportamentului și reînvierea dată se datorează stimulării magnetice profunde. Au apărut multe întrebări. Oare putem stimula pe toți pacienții? Unilateral? Bilateral? Care vor fi prognosticul? Ce scări se necesită? Și care vor fi comorbiditățile? Fiindcă obținem un efect major motor cu urmări foarte grave, psihologice, intelectuale, depresie. Și iată, aici este maestria. Oare ce instrumente putem utiliza ca să avem rezultatul pe care noi astăzi nu-l dorim? Și iată, autoarea vine cu soluții. Deci este echipă mare care lucrează în integritatea acelor 344 de pacienți. Dar dânsa își are joara sa, își are partitudinea sa, pe care a efectuat-o și astăzi ne-a prezentat-o. Deci, îi zice manevră sau alte denumiri care dumneavoastră cu certitudine trebuie să vă prezentați și să vă apreciați prin creștință, nu poate fi ocolo. Trebuie să fie tot cu certitudine apreciat. Și aici dumneavoastră trebuie să spuneți că propuneți o manevră, propuneți o metodă sau ce propuneți, asta este know-how-ul dumneavoastră și nu pot eu să vă determin. Deci este autor, este manoveră pe care ați dezvoltat-o, pe care ați prezentat-o și care vă aparține. Ulterior, de bună seamă, s-a efectuat un studiu interesant, s-a efectuat un studiu internațional, s-a efectuat un studiu evolutiv care a dus la publicații interesante, citabilități și, până la urmă, noi suntem mândri că lucrarea dată este o lucrare de succes, eu o să o apreciez foarte bine, este o lucrare internațională, este o lucrare
în care se îmbină și în care apare și aportul și rolul cercetătorilor din Republica Moldova. Vom continua și acum este și doamna Rotaru, care activează în domeniul partenționismului. Sunt și alți tineri care sunt entuziasmați, sunt și alți tineri care vor face, cred că, pași hotărâți în domeniul stimulării profundii cerebrale sau distrugerii nucleului. Vom vedea ce rezultate vor fi. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Grincea. Și felicit autoarea și conducătorul, să-i transmitem și domnului profesor Günther Deutschel, urări și felicitări. Domn profesor Moldovanu, dumneavoastră le primiți aici, de lor. Aș dori puțin să mă expun și eu. Deci, sigur că boala Parkinson este cunoscută în foarte mulți ani, mai bine de 200 de ani. Standardul de aur este bine cunoscut, se aplică în tratamentul bolii respective din anii 60, dar în copii de acestui fapt, suntem, deși au fost foarte importante realizări în domeniul diagnosticului, monitoringul acestor pacienți, suntem foarte departe de tratamentul eficient și sigur că abordarea pacienților prin efectul, prin stimulare cerebrală profundă, este o modalitate care își face, dacă nu primi pași, cel puțin metoda care continuă a fi cercetată și posibil că va avea rezultate foarte importante. Aș dori să felicit, sigur, colectivul clinicii de neurologie, din Institutul de Neurologie, domnul profesor Moldovanu, care se simte că a venit în 1994, ne-a sperat pe toți cu tulburările de mișcare, erau ședințele săptămânale consacrate tulburărilor de mișcare, la care participam foarte activ, deși atunci era orientarea spre mai mult spre patologie medulară. Realizările acestei lucrări au fost două teze susținute, cunoașteți foarte bine teza doamnei Glina Țicle, care a activat desimte patologia sistemului vegetativ în boala Parkinson, Gabriela Pavlik, sindromul algic în boala Parkinson. Deci ambele doctorante deja sunt bine poziționate în structuri care se ocupă patologie experimentale la nivel internațional. Deci, sigur, cu Volga a beneficiat foarte mult, cum a spus domnul Hădinușan, de sprijinul domnului profesor Günther Deutschel, care, sigur, este o persoană absolut ilustră. Nu a fost nedumor în Chișinău și, cum a spus domnul Hădinușan, este primul fondatorul, primul președinte al Academiei Europene de Neurologie. Înainte de aceasta a fost președintele Societății Immunum Disorders, o persoană absolut deschisă, celebră, aș spune, din toate punctele de vedere și sigur că s-a simțit sprijinul dumnealui în realizarea acestei disertații. Deci eu am fost referent la prima etapă, sigur că știu teza destul de bine, aș spune că doctoranta chiar a realizat și unele modificări cu greu fapt care ne-am spus, dar oricum teza, deci s-a modificat esențial în final și vedeți că astăzi a fost apreciată la cel mai înalt nivel. Deci, sigur, pot să mai spun referitor la scopul cercetării, la materialul care a fost examinat, dar totul aceasta deja a fost exhaustiv prezentat de vorbitorii anterior. Deci, sigur că doamna Dorilup se evidențează prin numărul de realizări în publicitate, în articole științifice. Ele, sigur, au fost realizate în echipă și toată echipa a participat la prezentarea realizărilor sale în reviste foarte cu un impact esențial în momentul de zonă și alte reviste științifice. Deci, sigur că ar fi o sugestie ca cele văzute în Germania să fie traduse și în clinica din Chișinău, atât în Institutul Medicinologică, în Institutul de Neurologie, din Ergenă, deci sunt premizii pentru aceasta. Deci, modalitatea care atestă
Lucrarea de postură, vedeți că elaborată de colectivul de autori, este una foarte întrebată, este una veritică și, sigur, de viitor, doamna doctorantă are posibilități mari de a-și extinde domeniul de cercetare și a implementa rezultatele mai sărmânios și în clinicile din Republica Moldova. Deci eu, în final, recomand acordarea titlului științific solicitat de doctor în știința științei medicale și calificativul excelent. Aș dori să felicit și familia Dovriuc cu această realizare deosebită. Mulțumesc! Stimată audiență, îmi permiteți să mă expun și eu asupra lucrării date. Este bine cunoscut faptul că boala Parkinson este o boală degenerativă de sistem nervos, a doua ca frecvență după boala Alzheimer, dar spre deosebire de boala Alzheimer, parkinsonismul debutează mult mai devreme. La fel ca multe boli neurodegenerative, boala Parkinson afectează sistemul nervos, cognitiv, până când persoanele afectate nu-și mai pot controla mișcările sau a efectua activitățile zi cu zi. Deseori, în stadiile avansate, boala Parkinson duce la la pierderea de memorie, confuzie și chiar demență. Cauza bolii Parkinson rămâne în prezent puțin cunoscută. Se consideră că boala Parkinson este o boală neurodegenerativă, ce survine în urma distrugerei lente și progresive a neuronilor, întrucât zona afectată joacă un rol important în controlul mișcărilor. Pacienții prezintă gesturi rigide, sacadante, incontrolabile, tremor, nestabilitate posturală. Toate acestea explică de ce boala Parkinson este cauza semnificativă de handicap și se estimează că odată cu creșterea vârstei populației va crește și numărul de cazuri și sunt necesare noi măsuri pentru a combate această boală. Altă problemă a bolii Parkinson este dificultatea de a depista boala la apariția primilor semne, ca regulă diagnosticul se stabilește de obicei în fazele mai înaintate, când deja 60-80% din neuroni sunt distruși. Cu părere de rău și până la această oră nu există vreun tratament curativ efectiv, tratamentele disponibile își epuizează foarte rapid efectul, însă cercetările continuă și au ca scop de a elabora un ajutor persoanelor afectate pentru a-și gestiona simptomele și să ducă o viață mai sănătoasă după diagnosticare. Rezultatele unei din aceste cercetări și au fost prezentate și audiate de noi astăzi. Deoarece manifestările patologice tipice a bolii Parkinson afectează considerabil paternul de mers și postura a pacienților, autoarea acestui studiu s-a axat pe studierea detaliată a fenomenilor de mers epizodice, în special înghețarea mersului. A fost realizat un studiu clinic complex cu obiectivul de a evalua frecvența și severitatea înghețării mersului la pacienții cu boala Parkinson și identificarea unui test clinic obiectiv cu cea mai mare valoare predictivă pentru estimarea ameliorării înghețării mersului la pacienții cu boala Parkinson în urma intervenției de stimulare cerebrală profundă a nucleului subtalamic. Autoarea au reușit să dovedească că după intervenția dată are loc o ameliorare în aspectul apariției și severității înghețării mersului, iar intervenția combinată cu tratamentul L-DOPA are un impact mai puternic asupra severității înghețării mersului și, de asemenea, combinarea acestor două metode au ameliorat unghiul de aliniere posturală la pacienții cu boala Parkinson. Datele acestei cercetări indiscutabil vor permite elaborarea unor direcții terapeutice noi. Despre importanța acestui studiu pentru comunitatea științifică ne vorbește și acel fapt că o mare parte a rezultatelor a fost publicate în reviste cu factori de impact, fiind recenzat de experți vizați în domeniu. De asemenea, autorul la moment are peste 55 de citații în Google Scholar, ce iarăși confirmă valoarea înaltă a cercetării discutate.
Deci, ca și concluzie, lucrarea prezentată este originală, finisată, bine gândită, realizată și descrisă după regulamentul de cerințele școlii doctorale. Metodele utilizate sunt contemporane, inovatoare, cât și a metodelor de prelucrare statistică. Autorul a dat dovadă de competență profesională și analitică incontestabile, atât în materie de cunoștințe teoretice, cât și la nivel de interpretare a rezultatelor. Astfel, toate aceste circumstanțe ne permit să consider că lucrarea doamnei Olga Gavrilyuk corespunde cerințelor ANACEC către tezele științifice și autoarea merită conferirea titlului de doctor în științe medicale. Am apreciat lucrarea cu calificativul de excelent. Mulțumesc! Mulțumim. Felicitări! Doctor, da, vreți să spun? Deci, în primul rând, doamna academician Roca este cel care, fără de care astăzi această cercetare nu ar fi putut fi prezentată acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați deschis ușa către o clinică cu o expertiză foarte mare. Pentru că mi-ați făcut... Să nu era clinică. Nu era filmă. Asta mă așa mulțumesc. Dar până când vă mulțumesc doar că... Deci, în urmă rapoartelor pozitive... Mulțumesc. În urmă rapoartelor pozitive primite de membrii comisiei de doctorat, propun ca titlul de doctor în științe medicale să fie acordat pretendentului și, deoarece majoritatea s-au expus la calificativul excelent, deci doar unul foarte bine, deci calificativul final să fie excelent. Și vă rog să votați pentru această propunere. Mulțumim. Și acum îmi dați voie să dau citire proiectului de hotărâre referitor la acordarea titlului științific și atribuirea calificativului pretendentului Gavrilyuk de către comisia de doctorat și ulterior rog această decizie să fie aprobată prin vot deschis. Deci îmi dați voie să noi la final să citesc decizia hotărârii. Deci, în baza raportului prezentat de doctoranta Gavrilyuk Olga, a recenziilor referințelor oficiale Victor Lacustra, Lilia Rotaru, Cristian Polpicor Aliu, asupra tezei efectul stimulării cerebrale profunde asupra tulburărilor de mers și costurilor pacienței cu boala Parkinson, a vizilor pozitive ale specialiștilor în domeniu, precum și a discuțiilor din cadrul ședinței Comisiei de Doctorat, se decide de a califica teza de o lucrare științifică de mare valoare, care aduce o contribuție semnificativă în domeniul cercetării tratamentului pentru pacienții cu boala Parkinson. Teza prezintă o abordare inovatoare și cuprinzătoare a subiectului, având ca obiectiv evaluarea eficacității stimulării cerebrale profunde în tratamentul tulburărilor de mers și posturilor pacienții cu boala Parkinson. Importanța științifico-practică a rezultatelor obținute este determinată de faptul că acestea pot fi utilizate în practica medicală cotidiană. Subiectele abordate în teză reflectă o înțelegere aprofundată a patologiei în cadrul bolii Parkinson, precum și a modului în care stimularea cerebrală profundă poate fi utilizată în tratamentul acestei maladii. Teza evidențiază impactul pozitiv al terapiei prin stimulare cerebrală profundă asupra tulburărilor de mers și costurilor pacienței cu boala Parkinson. În final, teza menționată, elaborată de doctoranta Olga Gavrilyuk, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova față de tezele de doctor în științe medicale. Și doamne, doctor Olga Gavrilyuk, vi se acordă titlul științific de doctor în științe medicale cu calificativul excelent. Mulțumesc! Dacă sunteți de acord, vă rog să
blocați. Vă mulțumim. Și acum se oferă cuvânt de încheiere pretendentului la titlul ședinței, doamna doctor Gabrielcova. Deci, cum am să încep cu domnul Academic Ciandrogo, pentru că dumnealui a avut încredere în mine, pentru că dumnealui m-a ghidat pe parcursul acestei cercetări și pentru că sper că este mânturul de ceea ce am realizat. În al doilea rând, vreau să îmi răspund profundă recunoștință pentru stimatul președinte, domnul profesor Lisnic. Vreau să îmi exprim profundul respect și recunoștință pentru tot ce ați făcut pentru mine pe parcursul formării mele, de-a lungul formării mele ca elev, ca student, ca neurolog, ca cercetător. Vă admir și vă cunosc de o viață întreagă. Dumneavoastră m-ați învățat ce înseamnă reziliență. Lecție care mi-a fost de neprețuit pe tot parcursul meu. Ați fost un ghid, oferindu-mi înțelegere necesară pentru a depăși obstacole și pentru a mă dezvolta în această profesie. Îmi face o plăcere deosebită să îi mulțumesc academicianului Lăcuste pentru că întotdeauna ideile dumnealui sunt inovatoare. Pentru că întotdeauna recenziile dumneavoastră sunt cele care ne motivează. Sunt cele pe care toți vor să le audă, pentru că sunt cele mai eficiente. Sincere mulțumiri domnului secretar, domnului Zota, pentru că această ședință a fost organizată numai datorită dumnealui, desigur și a domnului președinte, dar implicarea a fost deosebită. Vă mulțumesc foarte mult. Recenzenților, domnului Palu Procurariu și doamne Rotaru, vă am cuvinte să vă exprim mulțumirea și timpul acordat pentru acestea. Domnul profesor Moldovanu, n-am să văd niciodată sfaturile dumnealui. În cele mai grele momente care mi-au fost atunci când eram departe, atunci când eram cu un copil mic în Germania, în care doream să fac cercetare și în același timp să nu uit de obligațiile mele de părinte, domn profesor Moldovanu îmi spunea: dacă nu știi ceva, Olga, tu zâmbește, du-te acasă, joacă-te cu copilul, noaptea învață, revină și hai să reușești. Domn profesor, vă mulțumesc! Grupul de îndrumare este doamna Odubescu și doamna Sanghele. Sunt două doamne cu litere mare pe care mă închin în fața dumneavoastră pentru exemplu pe care sunteți, pentru ajutorul care doar pentru un singur cuvânt puteți să rezolvați o situație întreagă. Vă mulțumesc foarte mult! Pentru profesorul Doișoale nu am cuvinte. El mi-a fost profesor, mi-a fost tată, mi-a fost model pentru Emma uneori. Când, dacă nu aveam să oferea, să se joace cu Emma. Este un om deosebit pe care am avut pur și simplu norocul să-l întâlnesc în această viață. Doamne conferențiar, doamna Manole, mentorul meu, primul meu mentor în neurologie, omul care mi-a creat paternul de gândire. Orice n-aș face, la orice etapă de cercetare sau clinică, eu mă întreb ce-ar face doamna Manole, ce-ar spune doamna Manole. Pentru că dumneia ei este omul care m-a învățat foarte mult. Domnul profesor Șaptefrace, întreg personalului didactic din școala doctorală, un mare mulțumesc pentru că apelurile și e-mailurile au fost nenumărate către ei și întotdeauna au fost răspunse adecvat. După cum ați menționat, toți este o lucrare de echipă și echipa nu este doar dintr-un profesor. Echipa este foarte mare care am lucrat împreună și colegii mei de laborator din Germania, cu care am rămas prieteni, Cristian, Iana, Marcus, Oliver, Nils, sunt oameni cu care totdeauna sper că vom continua cercetarea. Prietenilor mei, și anume Paula, Veronica, asta sunt oamenii care știu prin ce-am trecut. Vă mulțumesc foarte mult. Pentru asta n-am cuvinte să spun, măi.
e dragoste. Da, mă bucur că tata astăzi a dormit. Mă bucur pentru că asta înseamnă că el a trecut la următoarea etapă, a scăpat de noi. Dar să știți că are un discipol foarte, foarte activ. Tata a devenit bunel și este cel mai bun bunel. Dacă vrea cineva să ne fure secretul familiei noastre, trebuie să ne fure pe mama. Mama, mulțumesc că mi-ai dat viață și mulțumesc că ne ții în viață pe noi toți. Fiecare din noi are cercetare, lucru, copii, dar mama are grijă de noi. Mai am un noroc. Am un noroc foarte mare. Un frate care, când îl sun, nu trebuie să-i spun mai mult decât par minut, eu am așa un pacient. Spune-te, rog, ce să fac. Nu că doar am un frate mai mare, dar am un frate mai mare în neurologie, un frate mai mare care nu poți să stăriași mai mult decât atât. Eu îți mulțumesc. Alexandru este, dacă există definiția dragostei, cred că soțul meu, Alexandru, îi se potrivesc toate atribuțiile. El nu doar că m-a ajutat, el mă lasă întotdeauna pe mine să fac singură, să fiu prima, să fac tot așa cum eu simt eu că sunt fericită, chiar dacă el probabil ar vrea să facă și el lucrurile acestea, dar mă lasă întotdeauna pe mine să fac eu prima și mă ajută foarte mult în acest traseu. Pentru Emma, așa se întâmplează, de fapt, acest eveniment pentru Emma. Vă mulțumesc mult! Această discuție emoțională, trebuie în ședință. Vă mulțumim la toți pentru că ați găsit timp să veniți la această sesiune importantă și vă dorim pace și sănătate.